Țară bună dimineața! De la Chișinău! Pentru toți românii, da, care se află în diferite colțuri ale lumii, ne-au salutat și pe pagina noastră de Facebook, să aveți o zi reușită alături de noi, alături de matinalii. Așa să fie. De ce nu vedeți așa la mine? Parcă ești mult Crăciun, ai nasul roșu. Ce am aici? Roșu? Aoleu, poate că din preajma ta, Elinca, cum să nu? Nu, n-am eu nicio treabă cu nasul tău. Ok, bine, deci e clar. Să știi că am găsit un banc care are și un titlu, Cum se înțelegi femeile, da? O femeie este și o carte. Da, o carte care nu are nimic în ea, dar e groasă. Așa și o femeie este întrebată, unde ai vrea să trăiești? La care femeia răspunde, nu unde, dar cu cine? Bine, cu cine ai vrea să trăiești? La care ea zice, depinde unde. Și chiar așa de complicat, Elinca, prima întrebare. Unde ai vrea să trăiești? Undeva unde este cald și bine. Cu Elinca ne înțelegem, deci nu este complicată femeia. O întrebăm, răspunde clar și corespunzător. Nu ne rămâne decât noi să cumpărăm acolo un bilet și să-i facem plăcerea. Așa, este cald și bine, este oriunde, acolo unde ai oameni dragi alături de tine și de sufletul tău. Și probabil că orașul unde sunt multe monumente, unde sunt... un oraș frumos, da. Un oraș bogat istoric și în care monumentele se are grijă de ele. Da, să știți că noi să vă vorbim despre ambulanța pentru monumente. Banat a revenit în sudul județului Caraș-Severin. Ei, după ce au adus la viața moara îndărătnică de la Perete, de pe Valea Rudăriei, acum reprezentanții proiectului și-au îndreptat atenția spre alte două mori de apă vechi de aproape 150 de ani aflate în comuna Prigor. Detaliile spun chiar acum colegii noștri de la TVR Timișoara. Deși au fost construite cu peste un secol în urmă, morile de pe pârâul Ilbucina sunt încă în stare de funcționare. Trecerea anilor a lăsat însă semne îndeosebe pe pereți și acoperiș, însă acum de remedierea acestor probleme se ocupă ambulanța pentru monumente. E porumb de-al nou, de-al ăsta. Și cum iese, mă liga, din porumb al nou? Făcând un inventar al acestor monumente, am găsit că această moară, la care sunt și rândași, să zic, în dovărmășie cu alte familii, e necesară intervenția de urgență pentru repararea acoperișului. Dumnealor au avut disponibilitate, au venit și au început să lucreze. Voluntarii, studenți la Facultatea de Arhitectură din Timișoara, împreună cu câțiva localnici, refac în aceste zile acoperișul ambelor mori. Se schimbă o parte din gri și se înlocuiesc țiglele care sunt sparte. Sunt voluntar la ambulanța pentru monumente și împreună cu colegii mei o să realizăm o intervenție de urgență de punere în siguranță a acestei mori. În principiu o să dăm jos țigla existentă, o să înlocuim glații și repunem țigla, o completăm. Două zile consider că fi suficient pentru a termina toată treaba. Țara Almăjului este o zonă renumită pentru aceste mori pe apă vechi de sute de ani. Ambulanța pentru monumente Banat a mai intervenit anul acesta și pentru punerea în siguranță a bisericii de lemn din Jupănești, județul Timiș. Deci ne plac noutăți atât de frumoase din România, în care se are grijă de monumentele istorice. Da, da, asta e. Noi în continuare să vorbim despre o bătălie cruntă, da, cruntă de tot. Și aici care sunt chiar doi oponenți, noi, da? Da, e între noi. Și vorbim despre bătălia între sistemele de operare iOS și Android. Este una evidentă, mai ales în ultimul timp. Totuși, statisticile arată că majoritatea posesorilor de telefoane inteligente optează pentru Android. Puțin însă știu să folosească întregul potențial, pentru că e mare, al acestui sistem tradițional. Da. Și așa cum ne-au obișnuit tradițional, colega noastră Cătălina Rusu vine cu unele trucuri în acest sens despre Android. Modul developer reprezintă un fel de cod prin care veți reuși să trișați funcțiile de bază ale sistemului. Dacă veți urma câțiva pași simpli, veți reuși să descoperiți o altă grilă de setări prin care veți putea schimba, de exemplu, interfața aplicațiilor sau ale altor funcții de pe telefon.
Pentru aceasta, intrați în setări, alegeți opțiunea About Phone și atingeți de 7 ori consecutiv Build Number. Așa veți obține acces la funcții despre care nici nu bănuiați că există. Un telefon Android, poate nu știați, dar aveți mereu un traducător alături. Tastatura Gboard conține mai mult decât niște gifuri integrate. Ea ascunde și un traducător care v-ar putea fi foarte util. Puteți descărca Gboard din Play Store în cazul în care nu aveți instalată deja. Ca să activați traducătorul, apăsați simbolul Google de pe tastatură și veți fi direcționat imediat în Google Translate. Să folosiți mai puține date mobile și să scăpați de fișierele inutile, există un răspuns și la această întrebare. În anul 2017, Google a lansat două aplicații care măresc operativitatea unui telefon inteligent. Este vorba de Data Live și Files Go. Când intrați într-o aplicație care necesită acces la internet, Data Live o obligă să vă ceară permisiunea de a accesa rețeaua. Files Go, în schimb, vă scapă de fișierele inutile pe care vă e greu să le mai găsiți, dar vă ocupă memoria. Ecranele smartphone-urilor devin tot mai mari, iar acest lucru poate fi și un dezavantaj. Stați mai greu pe telefon cu o singură mână. În consecință, Android are și soluție. Țineți apăsat pe tasta Enter, apoi alegeți simbolul care va deschide un meniu sau va micșora direct tastatura. În felul acesta devine mai simplu să scrieți cu o mână. Înregistrați acțiunile pe care le faceți pe display. Dacă vreți să puneți la păstrare ceva din Snapchat Story, de exemplu, sau să porniți un stream live cu jocurile video pe care le încercați, YouTube Gaming vă vine în ajutor. Pe pagina YouTube Gaming puteți căuta și filtra conținutul în funcție de joc, de transmisiune live sau dezvoltator de jocuri. Vă puteți abona la pagina anumitor jocuri în timp ce aplicația va evidenția creatorii de conținut care sunt în vogă. Și ca să distrugem toate miturile că Andrei nu lucrează la bucătărie, că Andrei ce face la bucătărie și toate întrebările, vreau să vă zic Andrei. Și de ce vorbesc la persoana a treia? Pentru că nimeni nu poate face acest sos pesto mai bine decât Mihai, iar eu încerc doar să fac acest sos, cel puțin așa cum îl face Mihai. Vreau să vă povestesc, doamnelor și domnilor, ce conține acest sos pesto din rucola. Da? În primul rând conține rucola, semințe de floarea soarelui, usturoi, cașcaval, parmezan? Matur, da. Da, așa se face el, îmi place mie cum plouă cu acest cașcaval și... sare, lămâie și mult ulei. Secretul care l-am învățat eu și nu mi l-a spus Mihai este că dacă vrei să faci un sos gustos, trebuie să ai măsură la ulei. Nici prea mult, dar nici prea puțin. Să fie balans, evident. Da. Și la iar acum Mihai, șef Mihai de la Matinali, vine să ne comunice despre originea sosului pesto din rucola. Mihai, ai cuvântul. Aha, bine, atunci da. Să știi că pesto, deși se face din adică pesto genovez se face din busuioc. Dar aici noi am implicat rucola, dar stai, e ok. Stai. Adică eu am făcut acum ceea ce... Nu, bine. Ai făcut corect. Ai făcut este corect. O invenție de-a ta. Hai no, să presupunem asta. Corect, așa. Pur și simplu eu am înlocuit busuiocul cu rucola, dar tot îl numim tot pesto devine. Ei, se chiar într-adevăr. Este rețeta noastră. Este rețeta noastră. De ce nu, zic că pesto asta? Poate fi din orice verde. Tot gustam și până într-un moment dat e predomina acest gust de rucola, mărui un pic și îl diminuez cu un pic de usturoi și cu cașcaval. Cașcavalul a făcut pur și simplu fenomenal. Păi o face un pic cremos, da, caracterul a făcut ăsta, știi, pur și simplu fenomenal sosul nostru pesto. Interesant la ce va fi folosit el. Deci asta o să fie deasupra la cărnița noastră de porc, așa o să luăm o lingură abundentă și îl vom pune care se va scurge așa ușor pe purcelușul nostru, pe da. Carnea de porc. Ei bine, să știi că provine din Genova, chiar a fost acolo, adică a preparat prima rețetă de acolo și s-a pornit toată Italia, după care pe tot mapa mondul pesto genoveze este un
un sos, o pastă care poate fi folosită chiar și aperitiv pe pâine, chiar și la paste, chiar și ca sos la carne, chiar, nu știu, deci la omlete, la orice doriți dumneavoastră. Foarte mult regret faptul că televiziunea nu poate transmite mirosul. Foarte mult regret. Așa că savanții britanici, savanții din toată lumea, de ce zic britanici, că cel mai des auzim în titluri, savanții britanici au descoperit, inventați, vă rog frumos, această modalitate de a transmite mirosurile. Iar noi am inventat o modalitate de a transmite mirosurile steluței. Nu prea tare, faci doar așa, doar așa. Eu le simt aceste mirosuri și le-am simțit foarte intens atunci când am fost câteva clipe în urmă lângă voi acolo la bucătărie. Acum, dragilor, voi cei de acasă, vă îndemn să ieșim câteva clipe, să deschidem larg geamul sau ușa casei și să simțim care sunt temperaturile de afară. Iar nouă ne le comunică mai exact colega noastră Carolina Costin. Bună dimineața! Bună dimineața, colegi, bine v-am regăsit! Să știți că vremea mohorâtă a ajuns și în Republica Moldova. Sunt anunțate ploi încă de la primele ore ale zilei. Cerul va fi predominant noros. Vântul va sufla moderat, cu viteză medie de 7 km pe oră. La Chișinău astăzi temperatura maximă va fi de 22 de grade. La Bălți 21-22. În sud, la Leova, Comra și Cahul, temperaturile vor oscila între 21 și 23 de grade, iar în nord, la Briceni și Soroca, maxima acestei zile va varia între 18 și 20 de grade. În România, temperaturile rămân a fi mult mai ridicate decât cele specifice sfârșitului de octombrie. Cerul va fi variabil cu nori și ceață pe arii în general restrânse în zonele extracarpatice, unde trecător va burnița pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări seara în zona munților Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 17 și 18 grade pe litoral și 27 de grade în Oltenia și Muntenia. Presiunea atmosferică va crește. La București, astăzi, temperatura maximă va fi de 26 de grade și se anunță o zi frumoasă cu mult soare. La Timișoara 21-22 de grade, la Iași 22, la Cluj-Napoca 20-21 de grade și de asemenea o vreme însorită, la Craiova 26, la Suceava 20-21 de grade. În Europa, ploile puternice vor cădea și astăzi, așadar la Barcelona astăzi vor fi 16-17 grade, la Milano 14 grade și ploi, la Paris 12-13 și vreme instabilă, la Roma 21 de grade, la Berlin 12-13 grade, iar la Varșovia temperatura va oscila între 15 și 16 grade și se anunță o zi mai frumoasă decât cele din zilele trecute. Se anunță o vreme frumoasă cu mult soare. Acestea au fost informațiile despre starea vremii pentru ziua de astăzi. Rămâneți în continuare cu matinalii. Eu vă doresc o zi cât mai frumoasă să aveți și plină de bună dispoziție. Mulțumim tare mult, Carolina! Carolina! Că, Rolina, ne-ai rulat datele mete. Că ne-ai spus mai multe detalii. Mulțumim mult, Carolina. Deci, n-ai fost convinsă? Ba da. Ai fost convinsă? Da. Sistemul de operare Android. Da, e clar, am înțeles. A, tu de asta? De asta, de asta, ca să obțin răspunsul dorit. Niciodată nu o să renunț la iOS. Niciodată. De ce? Uite câte posibilități niciodată are. Niciodată să nu spui. Niciodată. E valabil pentru tine care folosești un sistem de operare iOS. Pe care îl folosesc de tare mult timp și este ușor. Nu mă pricep la Android. Adică mi se pare cel mai complicat lucru ever. Așa ziceam și eu. După ce am pus mâna pe un telefon cu sistem de operare Android, gata, am zis că nu mai trec la iOS. Da, după iOS, da, pentru că am avut mult timp acest sistem de operare. Ei, plin de posibilități, ciudați, îi mulțumim mult, ciudați de tot, îi mulțumim mult, Cătălin Ierusu, că ne-a dezvăluit câteva secrete acolo. Acum rămâne deja să alegeți cei care sunt la un sistem și la celălalt sistem. Cătălina, vrem mai multe și despre iOS, sistemul de operare iOS. Dar multe nu o să spunem, pentru că acolo e simplu de tot. Deci două, trei lucruri și atât, e clar cu iOS. Eu am înțeles că e o bătălie și e între noi deja, dar hai totuși... O limită. Avem și noi aici hotarul, deci nu trecem. Am vorbit despre personalitățile istorice, prieteni. Noi o să vorbim despre personalitățile care fac istorie în zilele noastre. Este vorba de înotătorul român Avram Iancu, care a ajuns luni în strâmtoarea Bosfor din Turcia. Polisportivul a străbătut sute de kilometri de la Sulina la Istanbul într-o apă rece ca gheața. Cursa temerară a început de pe 2 septembrie, iar sportivul estima anterior care putea să-și încheie aventura în seara zilei de marți, adică ieri.
sportivul din Petroșani și-a exprimat bucuria că a reușit să înoate în apele Bosforului chiar de ziua națională a Turciei. În acest context a transmis și calde salutări poporului turc. Totuși, cursa prin apa rece s-a dovedit o adevărată provocare pentru Avram Iancu, întrucât a avut de îndurat efectele hipotermiei. Potrivit caiacistului Ulise Galu, care face parte din echipa de suport a lui Avram Iancu, temperatura apei a fost în jur de 16 grade Celsius. Sportivul și-a început cursa de înot pe 2 septembrie la Solina, propunându-și să străbată un traseu de 630 de km de-a lungul coastei Mării Negre până la Istanbul. Temerarul din Botoșani intenționează să stabilească astfel un nou record mondial după performanțele înregistrate în anii precedenți. În 2018, aventura sa în larg a început chiar din locul în care acum un an și-a încheiat cei 2860 de km parcurși pe întreg cursul Dunării. Sportivul urma să-și încheie noul parcurs după aproximativ 45 de zile, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a valurilor mari, cursa a durat cu 2 săptămâni mai mult. Avram Iancu are în palmares mai multe recorduri. El este primul român care a reușit să traverseze canalul Mânecii. Performanța a fost realizată în august 2016, după 18 ore de înot. Cursa din acest an este dedicată centenarului Marii Uniri. Ne bucurăm pentru fiecare reușită și ne mândrem. Recorduri peste recorduri, recorduri peste recorduri. Ce înseamnă să fii hotărât? Încă o dată vă spunem, dacă sunteți hotărât, acționați și nu vă opriți, indiferent de orice s-ar întâmpla. Hotărât a fost și următorul nostru invitat virtual, dacă putem să spunem așa. Este vorba despre Valerian Moraru, student în Olanda, cu care ne salutăm chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zine-ne, cum ne salutăm corect? În olandeză. Să vă salutați corect, îmi cer scuze. În olandeză, cum zicem bună dimineața? Hello! Hello? Atât? Așa simplu? Deci, este foarte similar cu limba engleză. Aha. Am înțeles, eu nu ne așteptam la ceva mai complicat să ne înveți acum matematică superioară. Ilinca colecționează diferite saluturi în diferite limbi. Iată, poftim, și limba olandeză. Ceva mai complicat, dacă doriți. Good morning! Guten Morgen, ceva parcă în zona Germaniei. A, e foarte similar. Așa, am înțeles. Bun, Valerian, povestește-ne mai multe despre tine. Tu ești student în Olanda și știai exact unde vrei să mergi și ce vrei să faci. Și pentru început vreau să te întreb prin ce se diferă studiile din Olanda și de ce ai ales anume acolo să mergi. Bine, nu am făcut studii superioare în Republica Moldova ca să pot să fac o diferență mai obiectivă, însă pot să zic că complexitatea studiilor de aici este într-adevăr mult mai ridicată. Am ales să vin în Olanda pentru că este o țară destul de dezvoltată, care îmi oferă foarte multe posibilități de dezvoltare în primul rând. Este o țară care învață și educă multe generații de copii, dar în primul rând am ales această țară pentru că îmi oferea un program foarte deosebit de toate programele de relații internaționale din Europa, un program de relații internaționale care incorporează foarte, foarte multe subiecte, pornind de la economie și terminând cu multe studii geografice, politice, teoretice și așa mai departe. Și de aia am decis să vin aici, pentru că, într-adevăr, m-a frapat oarecum perspectivele studierii acestui program. Tu ești stabilit acolo de 2 ani de zile, da? Da. Așa, și știu că ți-a fost cam complicat să te adaptezi noului mediu. Da, așa e. Prin ce ți-a fost complicat și cum ai reușit să depășești totul? În primul rând vreau să spun că cel mai complicat lucru cu care trebuie să te adaptezi este mâncarea. Nicăieri mâncarea nu e mai bună ca acasă. Deci aici mâncarea națională este toată preparată în ulei. Și din cauza asta nu prea ai ce să mănânci. Chiar când te duci la supermarket, nu-i ca la noi, nu poți să-ți cumperi chiar aceeași carne la fel, nu poți să-ți cumperi chiar aceleași produse. Totul e mult mai împachetat și mai frumușel, însă la gust diferă foarte mult. În a doilea rând vreau să spun că complexitatea studiilor a fost o
am avut o bătălie destul de crâncenă cu ele. E mult mai diferit ca la noi. Deci se studiază foarte mult, se studiază mereu și chiar dacă ai studiat într-una, nimeni nu-ți garantează că ai să treci de examen. Avem de obicei 3 cursuri pe bloc. Blocul durează 7 săptămâni și în aceste 7 săptămâni trebuie să înveți în jur de 1500 de pagini. Wow, 1500 de pagini. E ceva. Totodată știu că se încearcă să se apropie relația dintre profesori și studenți. Prin ce anume? Așa e. Chiar am avut foarte multe șanse să văd acest lucru. Un exemplu elocvent poate chiar servi un caz în care am fost la aparatul să-mi cumpăr și eu niște cafea și profesorul a venit, am încercat să-i cedez locul, însă el mi-a spus că nu. E ok, ia-ți suprimul, că ai fost suprimul aici. Și este într-adevăr, profesorii poartă foarte multe discuții informale cu studenții, încearcă să vorbească în limba în care vorbesc studenții, adică taie toate podurile, adică construiesc toate podurile posibile. Avem mereu ocazia să apelăm la ei, avem mereu ocazia să discutăm cu ei în particular. Avem de asemenea posibilități să vorbim cu ei nu doar despre probleme ce țin de succesul nostru academic, ci și de alte tipuri de probleme, inclusiv cele cu studiile, inclusiv cele cu adaptarea și așa mai departe. Și chiar, într-adevăr, vorbesc în limba în care vorbim și noi. Asta într-adevăr, e foarte tare. Tu ai reușit să dai și peste studenți care vin din Republica Moldova și din România? Da, așa e. Cum? Cum s-au adaptat și ei? Sau dacă ați reușit să creați și o comunitate? V-ați gândit la niște proiecte, niște evenimente? Deci avem o mini-comunitate cu studenții moldoveni. Avem câteva grupuri pe Facebook cu care organizăm mai multe evenimente. Alți studenți participă la conferințe internaționale, cum ar fi Simon. Asta este o simulare a modelului de a Națiunilor Unite, în care au și dansat hora cu străinii, cu românii. Nu suntem într-atât de apropiați ca popor aici, însă eu am foarte mulți prieteni români cu care mă împac la minune. Nu avem proiecte comune până când, dar îmi pare că acest lucru se va schimba curând, pentru că vreau să spun că comunitatea crește pe an ce trece tot mai mult. Când am venit, cunoșteam doar câțiva moldoveni, acum foarte mulți moldoveni și foarte mulți români, inclusiv din aici. Valerian, pe final aș vrea să te întreb și să te rog, de fapt, să le dai un sfat tuturor tinerilor studenți care pleacă peste hotare să-și facă studiile. Să fie pregătiți în primul rând și să nu se teamă. Deci unicul obstacol pe care noi îl avem este la noi în cap. Nimic mai mult de atât. Totul este posibil și dacă vrei ceva cu adevărat, totul se va împlini. Deci nu există obstacole în afară de omul pe care îl vezi în oglindă. Mulțumim tare mult, Valerian, o zi minunată, îți urăm în continuare și te așteptăm cu mare drag acasă. Apropo, vii de sărbători, nu? Da. Unde pot fi sărbătorile mai frumoase decât acasă? O zi minunată și te așteptăm și aici, pe canapeaua noastră, în studioul nostru al matinalilor. Bine, mulțumesc frumos! Pa, pa! O zi frumoasă, iar noi, dragilor, vorbim și vă spunem despre următorul nostru invitat, care este un tânăr fotograf, tânăr ca vârstă și nici de cum ca experiență. A lucrat cu Smiley și echipa sa, a lucrat și cu blogerița Alina Ceușan, iar recent s-a învredicit și cu un premiu, cu încă un premiu, mai bine zis, de această dată în România. Mai multe detalii aflăm chiar de la el, chiar acum, Victor Detop. Bună dimineața, Victor, vino mai aproape de mine. Bună dimineața, Alinca. Bine ai venit la noi. Așa să ne pupăm frumos, că așa se obișnuiește cu invitații. Vorbește-ne, te rog, despre ultimul tău premiu pe care ai câștigat în România. Cel mai bun fotograf al anului. Așa. Exact. Deci e prima ediție din România a fotograful anului, unde au fost 12 categorii și eu am câștigat pe categoria fashion. Deci au fost în jur de 5.000 de poze, peste 5.000 de poze trimise în acest concurs și uite că una dintre ele a fost și una
poza mea. Deci din doar o singură poză, da? Nu, mai au fost 12 poze, pe fiecare categorie câte o poză. Am înțeles. Foarte frumos, felicitări pentru asta. Mulțumesc. Nu este primul tău premiu, am mai avut un premiu în Irlanda, dacă nu greșesc? Exact, am avut și o expoziție acolo. Acum câțiva ani, atunci când ai lucrat la un proiect umanitar de caritate. Exact. Așa, spune-ne, ce premiu ai luat atunci? Atunci am luat, pe lângă faptul că am primit o diplomă de merit, am primit și o invitație în Irlanda, în Galway, unde am avut și o expoziție împreună cu toți ceilalți câștigători. La fel, era o temă socială și nu m-am așteptat să iau un premiu, pentru că chiar dacă poza e una de impact, probabil asta a convins juriul să-mi decernez acest premiu. Iar premiul despre care vorbim acum din România, cel mai bun fotograf al anului, ce înseamnă pentru tine și care este continuitatea acestuia? Eu sunt unul foarte mulțumit și mândru de faptul că l-am luat. E cumva un semn că ceea ce fac, fac bine. Și organizatorii au promis tot felul de colaborări pe plan internațional, pentru că și membrii juriu au fost din diferite țări și cumva îmi dau seama că e abia începutul, fiind prima ediție, și sunt așteptări destul de mari. Deci... Să fie mai ales să colaborezi pe plan internațional, asta întotdeauna sunt benefice pentru cariera unui fotograf. Am văzut acum imagini cu Alina Ceușan, este un proiect la care lucrez și nu doar o sesiune foto cu ea, este una din top bloggerițe din România. Am ajuns să lucrez cu Alina, credeți-mă că nu a fost atât de ușor, dar ziua când s-a întâmplat acest lucru m-a făcut să simt cât de mult îmi doresc asta mai mult. În sens că îmi face parte dintr-un proiect al meu, un proiect bazat pe fotografie de Polaroid, care vreau să-l fac internațional. Vreau să-l fac prin toată Europa, să aleg top locații potrivite pentru un fotograf care vizitează acest oraș și această țară. Și vin eu cu top locațiile mele, care sunt mai puțin turistice, făcând un search în prealabil. Și sunt sigur că aceste locații, acest proiect vor ajuta foarte mulți oameni, nu doar fotografi, dar și bloggeri pasionați de a călători și a de vedea lucruri cât mai interesante, cu informații de la insider, cum se găsește aceste locuri. Mai ales că polaroidele sunt primele poze în cariera unui model. E un pic alt tip de polaroid. Asta e aparat polaroid care scoate instant poza. Și e unul vintage care are peste 50 de ani și cumva dă o notă de unicitate acestui proiect. Cât de ușor găsești pelicula? Credem că e foarte greu. Am cumpărat-o pe ultima din București și asta a fost acum jumătate de an. Și am încercat să comand de la tot felul de prieteni aflați prin lume, da. Și am conectat și pe ei la... Ai lucrat și cu Smiley și cu mai multe nume sonore de România. Zi-ne mai multe despre cine este vorba. Am lucrat cu Smiley, mare parte cu practic cu toți artiștii din Haha Production. Am lucrat cu Ami, am lucrat cu Raluca, cu Irina Rimes, moldoveanca noastră. E mai mult decât interesantă partea asta din industria muzicală. Să vezi cum totul de fapt decurge, cum ce se află în spatele succesului lor. E o muncă foarte mare și aflându-mă pe platourile de filmare, îmi dau seama cât e de mare această industrie, exact. Și lucrând cu oameni frumoși, te încarci cu energie și vezi cât sunt de adevărați, cât sunt de dedicați acestei meserii. Tu faci naveta Chișinău-București. Ce te inspiră în Chișinău și ce te inspiră în București? Bucureștiul cred că m-a captat mai mult cu modul de viață, ritmul de acolo. E cu totul alt ritm și trebuie să faci față acest ritm. Mi-a plăcut mult că lucrurile acolo decurg și se dezvoltă mult mai repede. Făcând aceleași acțiuni și în Chișinău și în București, lucrurile se pare că sunt de mai mare amploare în București. Și în fac naveta, am locuit acolo câțiva ani.
Am decis să mă mut înapoi în Chișinău pentru că am unele proiecte de făcut aici și e mai bine să mă fac acum în Chișinău. Și ce te inspiră aici? Aici mă inspiră oamenii, pentru că nu e atât de ușor să te afli aici în Chișinău, dar ceea ce poți lăsa în urma ta e mult mai important. Și știind că am niște prieteni alături care mă susțin cu un sfat și nu doar, asta mă ajută să creez ceva, să fac ceva pentru Chișinău, cu siguranță cineva să aprecieze asta. Așa este. Dă-ne câteva tipsuri, dă-ne câteva, vinde-ne câteva idei pentru cei care vor să se promoveze, mai ales pe Instagram, acolo unde e nevoie de fotografii fashion, mai ales, nu? Fiți mai curajoși, pentru că niciodată nu știți care poate fi feedback-ul și rezultatul la urma toată, pentru că eu am ajuns să lucrez cu Smiley dându-i un mesaj pe Facebook, ceea ce poate să facă absolut oricine. Și nu stați pe loc, experimentați, încercați absolut orice se poate, suntem limitați doar de timp, dar timpul decidim cumva noi ce facem în ziua aceasta și de ce să nu ieșim afară să facem ceva frumos. Așa este. Dar ce ține de poze? Care sunt cele mai în vogă? Cele care acumulează cele mai multe like-uri? E complicat să dau o rețetă, pentru că e o combinație de mai multe chestii. Atât locație, cât și compozițional vorbind, lumina, persoana care o pozez. Deci e o combinație la urma toată. Deci e importantă și lumina, e importantă locația. Locația, exact. Persoana cu care lucrez, care se află și în spatele camerei și în fața camerei. Și pentru cei începători fotografi, ce sfat le-ai da? Muncă, muncă și iar muncă. Multă inspirație, sunt atât de multe surse de inspirație de la ce puteți să începeți în caz că nu aveți idei și cât mai multe colaborări. Colaborările, de fapt, vă ajută să creșteți. Lucrând cu mai mulți oameni din diferite industrii, înveți câte puțin în fiecare. Și credeți-mă că, într-un final, o să vă treziți cu un bagaj de cunoștințe foarte mare. Ori asta este important pentru un fotograf și, de fapt, pentru fiecare, nu? Exact, să știi cât de multe din toate. Care este următorul tău scop, următorul proiect la care vrei să lucrezi? Pentru că știu că tu lucrezi pe 10 proiecte odată. Exact, asta sunt eu, așa sunt eu. Acum lucrez la un documentar, la un scurtmetraj, ceea ce de fapt l-am urmat să fie un lungmetraj, despre fricile oamenilor. Așa. Și asta de fapt m-a făcut să mă întorc înapoi în țară, pentru că am înțeles cât de mulți oameni se luptă cu fricile lor și din cauza asta nu pot să ia anumite decizii. Și sunt sigur că o să fie un proiect de impact, e deja pe la jumătatea drumului și e un fel de coming soon. Atunci așteptăm și noi să termin acest proiect, ca să vii să ne vorbești despre el. Cu mare drag. Mulțumim tare mult, Victor, mult succes în continuare și nume cât mai mari să lucrezi. Eu vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță să mă întorc la voi în platou. Mulțumesc tare mult, iar noi mergem în zona Info Anatol. Da, am memorat eu. Muncă, muncă și iar muncă pentru toți, pentru toți cei care vor să atingă succesul. Am muncit foarte mult și următoarea noastră invitată. O iubește foarte mult și este aproape sufletului, deoarece reușește să redea perfect ceea ce simte la momentul actual. Asta a zis tânăra interpretă Katie Rain despre noua sa piesă Aquarela, lansată acum 4 zile, fiind și a doua din cadrul noului proiect KT Project. Astăzi interpreta a ajuns pe scena noastră și este gata să ne delecteze cu nou și inedita sa realizare. Chetereim chiar acum. Am intrat într-un vis lucid, atât mult mi l-am dorit, atât mult n-am mai simțit, doar dorit, dorit. Am intrat în lumea lui de mine, I'm not gonna lie, I should've known.
Wow! Dacă mă întrebați pe mine ce emoții și ce senzații am avut eu ascultând această piesă, o senzație de zbor prin substraturile piesei, acolo unde se ascund trăirile, interprete Kate Rain. Kate, bună dimineața, îți spun! Bună dimineața! De la distanță! Bine, ai revenit pe canapeaua noastră și uite ce frumoasă piesă ai reușit să lansezi în... Hai, să luăm loc. Acum 4 zile, Kate Project, un proiect nou-nouț. Da, de câte am înțeles, a doua piesă, Acuarela, este în cadrul acestui proiect. Cum a apărut proiectul? Așa, este un proiect, îi spun eu, de suflet și cred eu că este de timp, în timp, sau cum să zic, de lungă durată, sper eu, pentru că acum 8 ani, creând proiectul Kate Rain, da, s-a dezvoltat și artistul din mine și a ajuns să perceapă un pic altfel lucrurile, bine, ca deci, toată lumea. Acest proiect este o nouă etapă. Și probabil este și o nouă etapă, dar și o separare de sau o divizare a artistului din mine. Hai să spunem așa, pentru că simt într-un fel, uite, în acest fel, da, în prezent, iar proiectul Kate Rain, deși am avut gânduri să-l pun pe pauză, va continua să existe, doar că în altă, nu știu, în altă lumină, da, sau și direcție. Deci pauză. De ce, dacă tot ai avut de gând să pui proiectul pe pauză, ai hotărât să apeși pe play? Pentru Katie? Da, sau de ce? Pentru Katie, da. Pentru că așa vreau să apese pe play sufletul meu. Ai simțit că e momentul, da? Da. De fapt, am făcut o pauză creativă, să-i spun așa. Am fost închis în studio și am creat foarte mult, am compus, fac linie și text. Și am multe, mi-am scris acum că am negativul ăsta de a, sau dezavantajul de a nu finaliza piesele când le scriu, când am entuziasmul de a începe o piesă. Când vine o altă idee. Când nu? Vine o altă, exact. Și acum mi-am dat seama că am o listă de vreo 31 de piese nefinalizate. Câteva intro-uri acolo, multe intro-uri. Da, în mare parte e strofă și refren. A doua strofă deja, am impresia că dacă am scris prima strofă, a doua fac așa. Da. Dar nu e chiar așa, nu e chiar atât de simplu. Da, de fapt, Kate Project înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă cumva o regăsire. Nu știu dacă o să mă înțeleagă foarte multă lume, dar sper să găsesc publicul care să rezoneze cu ce facem. Dar l-ai găsit, pentru că 4 zile piesa a fost lansată, ai reușit deja să primești din partea publicului, din partea celor care te urmăresc, niște reacții, nu-i așa? Care au fost ele? Da, am rămas uimită. Moldovenii știu, augusturi. Augusturi, augusturi, deci. Da. Am rămas uimită, chiar și voi că m-ați chemat, deja înseamnă ceva, vă mulțumesc foarte mult. Doar nu este o piesă care, nu știu, nu e mainstream, da. Dar nu ar fi... E una deosebită, așa. E altceva, da, mai spre underground. Știu că pregătești și un videoclip, pentru că da, acolo fierbe Facebook-ul și mai ales pagina ta, am văzut, a fost un teaser a piesei după care a apărut și un fel de videoclip, da? Un lyric video, da. Da. Eu să înțeleg că tu nu ești singur acolo în studio, deci nu te-ai închis singurică, lucrezi cu mai mulți oameni. Sigur, care da. Sunt ei? În primul rând lucrez cu Vicky Red, este cel care creează instrumental superb. Am vrut să zic că l-am cunoscut la concertul Hertz la noi în Chișinău. Mi-a plăcut foarte mult muzica lui și a fost din prima am rezonat, i-am arătat piesa. Dar cum ați reușit să faceți legătura? L-am găsit eu. Da, și am arătat ce fac, pentru că nu știam încă cu cine să lucrez pe așa stil. Așa. Și cum am fost, parcă m-a dus Dumnezeu la acest concert. Și când am auzit soundul lui, am zis, asta e. Și chiar am avut tupeul sau nu știu cum, să-i bat la ușă și să zic, uite, eu sunt Katie, hai să îți arăt ce facem, rezonăm sau nu. Și din prima, uite, chiar mi-a zis că am scris Inima de Metal, piesa pe care o voi prezenta-o despre care târziu, o să vorbim mai târziu, care, este da, ceva special cu ea. Și vreau să zic că... primele cuvinte, presiune, drept în centru, de parcă am fost lovită în stern. Deci, înțelegi, când te doare sufletul, cam asta simți. Da. Și ai zis, mamă, e ceea ce aș fi zis-o de mai multe ori, dar nu am putut sau nu am avut cum, dar asta ești. Și am rezonat, am făcut-o super foarte repede. Deci, dar de unde ai fost inspirată anume pentru acest gen de muzică? Nu știu să zic. Uite, nu știu de unde.
n-am habar, că nu m-am zis hai să fac asta intenționat sau nu. Și să nu uit neapărat să menționez încă o persoană care face parte din proiect, este vorba de Leonid Cojocaru și se ocupă de partea video. Și videoclipul iese în curând, în 2-3 săptămâni. Ai pregătit echipa, da? Este pregătită echipa? Este pregătit scenariul pentru videoclip? Da, deja am și filmat, doar că este în montaj. Așa, bine. Deci peste 2-3 săptămâni, zici, da? Cam așa, sperăm. Te așteptăm peste 2-3 săptămâni să vedem și videoclipul. Da, Inimă de metal. Este o piesă pe care n-a ascultat-o nimeni. Este în premieră. Astăzi va fi în premieră cântată așa de tine. Este. Da, despre ea ce ne poți spune? Vai, ce să zic, eu pot să zic despre cum am scris-o, dacă e. Sigur, sigur. Dacă este vorba de suflet, aici deja vorbești despre trăirile tale. Da, cred că o să zic scurt, pe scurt. Faza e că, da, am suferit și eu. Și din dragoste? Da. Ok. Din dragoste. Și cei ce simțeam, uite, presiunea asta în centru, aici, de parcă am fost lovită în stern, asta am expus-o și mi-a venit fluent pe hârtie. A fost mai întâi textul, după aia linia. Am găsit un instrumental de pe internet, apropo, și am pus pe instrumentalul ăsta. Deci și s-a potrivit. Și s-a potrivit. Deci da, am îmbrăcat, așa, denumirea, cum am simțit. Iesei? Și după aia am venit la Victor și am creat piesa împreună, că inițial așa trebuia să arăt cu demo-ul ăsta, da. Știi? De ce inimă de metal? Da, dați-mi o inimă de metal, cred că înțelegi. Nu mai vreau să am inimă de om care să simtă durerea asta. Emoțiile astea care ne lepădesc așa. Dați-mi inimă de metal să nu mai simt chestia asta, să fiu robot, cu alte cuvinte. Chete, eu te felicit și mulțumesc doresc multă baftă cu acest proiect și mulțumesc. Să fii, nu știu, plin de multe piese, hituri care să-ți aparțină în primul rând ție, sufletului tău. Asta e important, mulțumesc pentru că asta am înțeles mulțumesc. Din acest proiect. Îți mulțumesc că ai venit la noi, noi te mai așteptăm. Acum ascultăm piesa Inimă de metal. Chiar acum, prieteni, Chete Ren, cu nouă proiect KT Project, chiar acum pe scena noastră, Inimă de metal, după care o invităm și în bucătărie. Să vă mulțumim.
Un proiect tare frumos și un om tare drag nouă. Mulțumim tare mult, draga noastră, și te așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Ei, nu uita că te invităm și în bucătărie, nu te lăsăm noi așa să pleci. Nu înainte, însă, să vedem și despre ce se vorbește astăzi la Obiectiv Comun, începând cu ora 17. Bună dimineața, Sandu! Bună dimineața, matinalii! Produsele autohtone câștigă tot mai mult teren pe piața internă și pe cele externe, dar și încrederea consumatorilor. Producătorii autohtoni și-au propus standarde înalte de calitate, dar și valorificarea denumirii produsului, încercând să obțină titlul de produs cu indicație geografică protejată. Noi am depus caietul de sarcini împreună cu GPO și la Bruxelles pentru a putea folosi indicația geografică protejată și pe teritoriul Uniunii Europene. Produsele cu indicație geografică protejată sunt păstrătoare de cultură și tradiții, iar nimerind pe piețele străine, ele pot deveni adevărați ambasadori ai culturii naționale. Ne dorim ca anul viitor, deja fiind în Uniunea Europeană, să avem acces, să vedem pe rafturile din magazinele din Uniunea Europeană mai multe produse de ale noastre. Mai multe detalii despre produsele cu potențial de certificare cu indicație geografică protejată, dar și despre produsele cu specialitate tradițională garantată sau denumire de origine protejată, discutăm astăzi la Obiectiv Comun, în direct la TVR Moldova și live pe pagina de Facebook, începând cu ora 17. Așa, suntem cu toții aici, nu mergem cu viteză prin studio, pentru că suntem pe final de oră. Tu simți, de fapt, ce miros e aici? Așa. Nu, tuturor ne este foame. Mihai, te rog frumos, vorbește-ne despre ce ai gătit tu astăzi. Ei bine, deci, dragi prieteni, dragi colegi, într-adevăr, e ceva senzațional. Am pregătit astăzi anghinare în stil barigot și cărniță spată de porc, coaptă la cuptor, așa, cu niște condimente și trio morcovi, deci trio culori de morcovi, la fel sotați în unt, condimente și la urmă glazurați cu suc de portocale. Am redus acel suc și am pus morcovi în sucul cealaltă care să ia gustul ăla. Ei, bine, și la urmă Andrei a mai făcut și acest pesto din rucola, bravo lui! E un maestru adevărat care îl voi monta și pe el. Mulțumesc. Acest pesto deasupra la cărniță ca să ia gustul ăsta de parmezan, de rucola, de ulei de măsline. Deci este ceva senzațional. Hai, tu fii atent că tu și acum vorbești este tot stac. Deci tot stac, este extraordinar. Deci, nu este mult. Înmărmuriți de ce vedem pe mi-ai zis tu că trebuie să pui și niște sos la final. Da. Da. Hai să luăm așa. Ce părere ai? Deci, Laurie, pentru acest... Deocamdată aș spune că e foarte frumos, are toate culorile necesare pentru un tablou. Pentru un tablou. Așa e. Așa e. Nu știu de gustos, dar abia aștept. Mm-hmm. Iar la culori, Cathy se percepe foarte bine. Mihai, zine și a doua rețetă. Evident, și a doua rețetă este... Rețeta este... anghinare în stil barigol, deci conține anghinare, morcov, ceapă, bacon afumat, ulei de măsline, un pic de unt și sos de roșii. Este ceva la fel formidabil, cum spun bucătarii, este un preparat pentru care aș putea muri. Așa mai spun ei, da. Dar și gustos, într-adevăr. Este puțin, cum v-am spus, 75% din resturi și au rămas doar atât, adică, dar cu certitudine, cât să vedeți pic, cât e gustos. Cât e de gustos. Și a treia rețetă, pâine. Da, pâine, cum a zis, pâine. Cât de calorică sunt mâncărurile? Pâine e calorică. Da, bine, mai cu pâinică, cum se vrei calorii, mănânci cu pâine. Mihai, mulțumim tare mult pentru rețetele pe care le-ai gătit în această dimineață. Cu plăcere. Mulțumim pentru ajutor, Andrei. Cathy, mulțumim că ai venit și ți-ai început dimineața cu noi. Și e un efort pentru artiști să se trezească dimineața. Așa, este unul plăcut. Asta cu siguranță. Mulțumim tare mult tuturor, o zi minunată. Pa, 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 pa.